Academia Europa FM cu Marcel Bartic. Dragi prieteni, am revenit în direct pe frecvențele Europa FM. Vă vorbeam un pic mai devreme despre inechitățile din sistemul nostru de învățământ și vă spuneam că, iată, am început anul școlar cu o veste care ne-a dat un pic peste cap. Bursele elevilor din mediul rural care fac naveta într-o altă localitate decât cea de domiciliu au fost eliminate. Aș fi curios să vă aud în direct. Avem, iată, și un număr de telefon disponibil, 0372069599. Și m-aș bucura să putem discuta pe acest subiect. Cum am ajuns în situația în care învățământul românesc a devenit, iată, un produs de lux pe care tot mai mulți copii nu și-l permit? În mod special, cei din mediul rural, cei cu condiții medicale deosebite, cei cu cerințe educaționale speciale. Reamintesc numărul de telefon 0372069599. Până când auzim în direct, aș fi vrut să vă aduc în atenție o reacție venită din partea organizației Salvați Copiii, care a precizat relativ recent că aceste măsuri inițiate de Ministerul Educației vor agrava procentele de abandon școlar și așa foarte mari. În ultimii 10 ani, să știți că avem undeva în jur de 35.000 de copii, dintre care 20.000, mai bine de 20.000 din ciclul primar și gimnazial, care au abandonat școala, iată, în ultimii ani. Sunt cifre foarte mari. Mai mult decât atât, se pare că România înregistrează un procent de 15,6% al tinerilor între 18 și 24 de ani, care au finalizat doar 8 clase, sau chiar mai puțin, deși ținta fixată de România în 2010 a fost de reducerea fenomenului la 11,3% până la sfârșitul anului 2020. Este trist, este dramatică vorbind despre astfel de cifre și mă întreb cum de am ajuns în punctul ăsta. Am avut, iată, posibilitatea ca în ultimele două luni să asistăm la acele dezbateri privind legile educației, în care am avut tot felul de promisiuni. Dar nu știu cum se face că, iată, revenim în același punct în care toate aceste promisiuni nu par că sunt, că ar avea șanse de a fi onorate. Printre altele, să știți că am găsit și propuneri privind remedierea, nu știu, situației cel puțin din perspectiva finanțării școlilor, din perspectiva banilor care ar trebui să ajungă în școli, care poate ar trebui să fie luate în considerare. Tot dinspre organizația Salvați Copiii sunt acolo câteva idei, precum schimbarea costului standard pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Ar mai fi creșterea salariilor profesorilor, o măsură care ar trebui să fie însoțită de reprofesionalizarea profesorilor. Iată, și ăsta este un subiect interesant. Îmi amintesc că citeam în proiectul de lege propus de domnul Câmpeanu o măsură interesantă, instituția mentoratului. Iată, asta este o măsură care ar trebui să-i ajute pe profesorii tineri să se adapteze mai ușor exigențelor din sala de clasă. Numai că, acum, pentru cei care cunosc mai puțin cum funcționează această măsură în școli, trebuie să știți că profesorii mentori trebuie plătiți și deocamdată nu sunt prevăzute, nu sunt alocate sume pentru profesorii mentori. Aceștia ar trebui să-și aloce timp. Din câte mi-amintesc, un profesor debutant are nevoie de asistență la lecții, are nevoie de ședințe de consiliere, are nevoie să-i fie verificate proiectele de lecție și tot așa. Dar asta pe un termen relativ, nu știu, lung, un an, doi ani. Ori profesorul mentor nu va reuși să facă acest lucru, iată, în absența unei compensații financiare. Pentru că, de ce să nu recunoaștem, este totuși un timp pe care ar trebui să-l aloce consistent. O altă măsură care mi s-a părut interesantă, renunțarea la stabilirea unui prag minim de cheltuieli pentru învățământ în legea educației și promovarea ideii de creșterea cheltuielilor pe măsura dezvoltării capabilităților de cheltuire utilă a fondurilor publice. Asta va fi o discuție interesantă, sper să-l prindem pe domnul Iosifescu în curând, pentru că ar trebui să regândim maniera în care sunt alocați banii școlilor. Finanțarea per capita a dus la situații la care nu știu dacă ne-am gândit în ultimii ani. Revenim la măsurile despre care vorbeam un pic mai devreme. Suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri. Bună seara! Vă ascultăm! Sunteți la Academia Europa FM. Cum a început anul școlar pentru dumneavoastră? Pentru mine a început cu foarte multe dificultăți.
deoarece a trebuit să-mi fac abonament din Ploiești ca să mă duc către liceul Carol I Plopeni. Ajută-mă să înțeleg, înțeleg că ești elev, da? La un, da, la un liceu dintr-o altă localitate. Ok. Da. Și mi se pare destul, destul de prost să spun că eu trebuie să plătesc în fiecare zi câte 6 lei să vin din Ploiești către Plopeni. Și trebuie să stau și 2 ore în frig ca să încep orele de curs. Mi se pare o prostie totală. Cât te costă transportul în fiecare lună? Ai reușit să faci niște calcule? Așa, aproximativ, mi-ajunge costul lunar 2.700.000. 2.700.000 ca să fii elev în România. Eram curios, care a fost atmosfera cu care ai început anul școlar? Dacă ți se pare că s-au schimbat niște lucruri în unitatea de învățământ? Pentru că, iată, sunt destul de multe anul ăsta, nu? Avem module, avem o singură medie la sfârșitul anului școlar. Cum vezi tu toate lucrurile astea? Păi, pentru mine este ceva nou. Nu am experimentat toată nebunia asta cu modulele. Pentru că înainte, în clasa 8, aveam semestrele și sunt puțin debusolat din cauza chestii acestea, dar este un mare dar. Aceste module te pot ajuta foarte mult, pentru că... Ai scăpat de media semestrială, nu? Ai scăpat și de teză. Da, tezele au fost foarte bune, că am scăpat de ele. Am înțeles. În regulă, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția în direct aici la Europa FM. Dragi prieteni, 0372069599. Întrebarea e simplă. Cum de-am ajuns să avem un învățământ ca produs de lux pe care foarte puțin copii, iată, și-l mai permit? Suntem în direct cu un alt ascultător. Bună seara! Vă ascultăm. Sunteți la Academia Europa FM. Bună seara! Anca este numele meu. Am doi copii, o fetiță în clasa a 7-a și o fetiță în clasa a 3-a. Ce pot să vă spun este că anul ăsta, cel puțin în unitatea de învățământ unde sunt fetele mele, s-a revenit la programul clasic de dinainte de pandemie. Asta e un lucru bun. Să știți că îmi doresc din tot sufletul să nu ne mai întoarcem vreodată, adică sper să ne intrăm în normal, măcar din punctul ăsta de vedere. De acord. S-au schimbat lucrurile în sensul în care până acum copiii mei, mă rog, vorbesc despre cea mare, că acolo e marea durere, terminau orele la ora 1 în fiecare zi, aveau un volum limitat de teme pentru că făceau orele dublate, deci practic avea 3 materii zilnic. Acum 3 zile pe săptămână termină orele la 3. Din întâmplare, practică și un sport de performanță. Și se complică programul. Se complică foarte mult programul. Eu nu știu cum o să o scoată la capăt un an școlar întreg, pentru că, mă rog, nouă nu ne place să ne batem joc de ceea ce facem. Sunt convins că niciun părinte din România nu vrea să facă asta și încearcă cumva pe cât posibil să le ofere copiilor tot ce e mai bun. Adică, în general, tot ce n-am avut noi când eram de vârsta lor. Dar acum, să mă iertați, Anca, să mă ierți, eram curios să știu cum... Înțeleg că copiii tăi învață într-o școală din oraș sau din mediul rural? Da, învață într-un colegiu național în Iași. Înseamnă că aveți, cred, condiții foarte bune. Sunt copii din mediul rural care fac naveta la colegiul respectiv? Colegiul nostru are și internat și oferă și posibilitatea asta de cazare, care presupun că este de ajutor cel puțin pentru clasele de liceu. În regulă. Asta e o informație importantă, că uite, dacă în cazul în care comunitatea locală, Consiliul Local din Iași ar ști să sprijine colegiile naționale și știu câteva foarte bune în Iași, în așa fel încât să-i poată atrage, să-i poată susține pe copiii din mediul rural, iată, asta ar fi o soluție foarte bună. Nu mi-amintesc să fi discutat vreodată aici la Europa FM despre posibilitatea unor elevi de a fi cazați la un internat. E o soluție, deși dacă mi-amintesc bine, internatele astea, cred că am vizitat
vizitat unul urmă cu vreo 2 ani. Încă probabil că au rămas tot la nivelul ăla pe care îl știam eu de acum 20 de ani. Sper să se mai fi schimbat între timp. Anca, îți mulțumesc tare mult și îți doresc un an liniștit, fără evenimente, și sper să găsești formula aia potrivită pentru programul copiilor tăi. Dar să știi că îmi permit cumva doar să-ți dau o sugestie, să știi că e foarte adevărat ca părinți încercăm să le oferim copiilor tot ce e mai bun. La un moment dat ajungem în punctul în care îi încărcăm, îi supra-solicităm și parcă stai și te gândești la un moment dat, copiii ăștia ar trebui să aibă și un pic de copilărie. Deci, cu alte cuvinte, în programul tău zilnic, cumva să strecori o oră pe care să spui așa, oră de joacă, oră de stat cu părinții. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenție și sper să ne reauzim. 0372069599. Suntem în direct cu un alt ascultător. Bună seara! Bună seara! Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor. Cu cine, cu cine vorbim? Octavian este numele meu. Salut, Octavian! Vreau să spun că eu nu sunt direct implicat în această problemă, doar vreau să-mi exprim opinia mea, cum văd eu lucrurile. Te rog. Nu știu exact de ce a fost scos acest beneficiu, doar că, bineînțeles, suntem cu toții conștienți câte probleme aduce și mai ales faptul că a fost anunțat lucrul ăsta atât de târziu, lăsând oamenii fără prea mult timp să-și facă alte socoteli. Da. Ce mai vreau să zic este, cred că asta e una din multele probleme de care suntem cu toții la curent, ale sistemului educațional românesc, și cred ca și soluție, pentru că nu e cazul să mai discutăm despre probleme, le știm cu toții, ca o soluție la acest lucru, eu cred că, mai ales pentru situația rurală din România, cred că am putea să ne uităm la alte exemple și să putem să implementăm ce alții au făcut, ceea ce există deja, nu să reinventăm noi roata, astfel încât să venim în ajutorul acestor copii. E o idee foarte bună, dar dă-ne un exemplu, pentru că, să știi, sunt foarte multe reprezentanți ai unor comunități locale sau poate chiar directori de școală care dau din numeri și spun că nu știm ce să facem, nu avem nici cea mai vagă idee, de unde să luăm bani. Îți amintești cu siguranță imaginile de la începutul anului școlar, de prin mediul rural, sunt școli care au terenul ăla de sport cu porțile alea vechi, cu terenul coșcovit, cu tavanul care mai se cadă în capul copiilor. Care sunt soluțiile alea? De unde să luăm bani? Cum să facem noi să avem școli care să arate bine? Uite, dacă ți amintești cum a fost școala Perieți, a făcut senzație pe rețelele sociale în prima săptămână de școală. Extraordinar. Deci oamenii aia s-au mobilizat, s-au gospodărit și uite, au o școală frumoasă. Care e rețeta? Cum le dăm și celorlalți? Cred că este vorba despre asumare și despre educație. Cred că ține de exemplu, în cazul de față, cred că ține de prioritizarea ce e important, iar educația cred că ar trebui să fie prima pe listă. Da, e foarte adevărat. Bine, noi știm lucrul ăsta, dar ți-amintești că știi, și politicienii spun asta de vreo 30 de ani, educația este prioritate națională, exact. Așa, dar uite, lucrurile astea nu se mai întâmplă. Îți mulțumesc, da. Îți mulțumesc tare mult, Octavian. Mulțumesc, te mai așteptăm aici la Academia Europa FM. 0372069599. Stăteam și mă gândeam la faptul că Octavian a spus la un moment dat că nu are neapărat o conexiune cu educația. Și să știți că ăsta e un aspect interesant. De cele mai multe ori sunt mulți dintre concetățenii noștri care dau din numeri și spun, n-am copii, nu mă interesează, adică nu țin neapărat să știu ce se întâmplă în învățământul românesc. Ba, cred că ar trebui să ne intereseze, tocmai pentru că elevii, copiii de astăzi vor fi adulții de mâine. Și n-am nicio îndoială că ne vom dori să avem, nu știu, niște vecini politicoși, șoferi disciplinați în trafic, medici, avocați, profesori bine pregătiți. Așa că este tot interesul nostru al tuturor, indiferent că avem sau nu copii la școală, să fim un pic mai vocali și mai prezenți acolo unde avem dezbateri legate de educație. Revenim la dialogul cu ascultătorii noștri. Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, am ajuns la Europa FM? Sigur că da, vă ascultăm. Sunteți în direct la Academia Europa FM. Da, bună seara. Cum a început anul școlar pentru dumneavoastră? Presupun că sunteți și vorbiți din perspectiva părintelui.
Exact. Octavian Mărmez din Oradea vă sun. Am o întrebare, nu știu dacă s-a discutat când am apucat să aud emisiunea de la început, acum am văzut că dezbate subiecte despre educație și am o întrebare, s-a discutat sau aveți ceva informații despre bursele astea care nu se acordă copiilor din învățământul privat? Uite, și ăsta este un subiect interesant. Am primit chiar astăzi mesajul din partea unui părinte și anume legată de situația elevilor din sistemul step by step. Probabil că vă amintiți și există școli step by step de stat, da? Care au adoptat metoda asta de lucru. Și din câte li s-a spus, asta nu este neapărat o informație oficială, este mai degrabă zona asta a răspunsurilor date off the record și se pare că acești copii nu au pierdut bursa sau nu mai au dreptul la această bursă, ceea ce și aici pentru este o discuție. Acolo ei nu primesc note sau calificative, parcă așa. E foarte adevărat. Eu am altă problemă aici, am un băiat care este în învățământul privat și din cele 4 categorii de burse, bursa de performanță, bursa de merit și 2 de tip social, pentru învățământul privat, care este obligatoriu, nu? Copiii până la o anumită vârstă sunt obligați să meargă la școală și școlile private sunt acreditate, deci funcționează perfect legal. Copiii nu primesc decât eventual burse de performanță, adică olimpiade internaționale, concursuri, nu știu cum exact. Dar cele de merit, adică care se acordă în general de la 9-50 în sus, media anului anterior, copiii din școlile private sunt excluși de la această bursă, care, mă rog, este cât este, dar ca idee, da? Tot copiii învață bine la privat. Da, e foarte adevărat. Octavian, să știi că ăsta a fost un subiect care cumva m-a preocupat în ultimii ani, pentru că suntem într-o zonă foarte sensibilă. Și tu ai perfectă dreptate când spui că acești copii chiar merită această susținere financiară, pentru că, în definitiv, sunt cetățeni ai acestei țări, provin din familii care plătesc taxe și impozite ca absolut toată lumea. Adică faptul că nu li se acordă acești bani e ca atunci când, știi, te duci la un cabinet de stomatologie particular și nu ți se mai acordă, nu știu, sprijin medical într-o policlinică de stat doar pentru că te-ai dus la privat. Nu, sigur că e nedrept, sigur că e profund incorrect. Pe de altă parte, sigur, va trebui aici, nu știu, eu îți mărturisesc că n-am neapărat un răspuns, va trebui să găsim un echilibru între maniera în care dăm bănuții ăștia unor copii care îi merită și au tot dreptul la ei și cum susținem și sutele de mii de copii din restul țării, pentru că noi suntem cumva, cred, într-o situație specială. Poate ți amintești din perioada pandemiei când am avut noi așa cu toții un șoc și am descoperit că sunt, nu știu, 800 de mii de copii care nu au acces la internet, care nu au bani să-și cumpere un device cu care să participe la cursuri. A fost așa, toată lumea s-a speriat un pic, dar uite că între timp am uitat de ei. Și aici îți mărturisesc că, nu știu, ar trebui să găsim un echilibru prin care să respectăm drepturile copiilor din unitățile de învățământ particular, că nu fac nimic greșit. Adică e perfect ok să existe unități de învățământ particular într-o țară, așa cum va trebui să găsim soluții și pentru a-i susține pe copiii din mediul rural. Poate că, nu știu, asta va fi o provocare. Corect, dar aici lucrurile nu trebuie, după mine, amestecate. Adică, sigur că toată lumea, cine are nevoie și mai ales copiii care au nevoie, trebuie ajutat din toate direcțiile posibile. Pe de altă parte, nici nu putem asista așa pasiv la faptul că se creează discriminări aiurea. Absolut, evident, asta este o discriminare. Asta vine din o incompetență crasă. Eu sunt convins că ministrul sau cine se ocupă de lucrurile astea, cabinetul de acolo, membrii de acolo, habar n-au pe cel meu. Păi nu, cred, știți de ce? Cred că aici... Expre fac așa ca să, mă rog, să-și reducă cheltuielile. Pentru că dacă vă amintiți acum câteva zile, săptămână, nu mai știu exact, ministrul chiar s-a pozat și a ieșit public mândrindu-se cu participanții la olimpiadă, dacă nu mă înșel exact, numărul exact nu mai știu, dar parcă erau 6 oameni, 6 copii, din care 5 proveneau din mediul privat. Exact, exact. Da, bine, copiii ăștia... Deci e bun mediul privat să... Când aduc rezultate și diplome. Da, să ne facem noi capital politic, în rest să plătească taxe și cam asta a fost. Da. Ok, mulțumesc pentru... Îți mulțumesc și eu, Octavian.
Seara frumoasă. 0372069599. Vă reamintesc că vorbim despre școala ca produs de lux. Iată, foarte mulți copii, în mod special cei din mediul rural, din medii defavorizate, care, din nefericire, nu și-l mai permit. Și să știți că mi-aș dori să vorbim la un moment dat și despre copiii cu condiții medicale deosebite. Copiii cu cerințe educaționale speciale, care apar foarte rar în discuțiile noastre în spațiu public. Nu știu dacă ați sesizat. S-a întrebat vreodată cineva, există școală pentru acești copii? Revenim să avem în minte și tema asta. Suntem în direct cu un nou ascultător. Seara bună! Vă ascultăm la Academia Europa FM. Bună seara! Bună seara! Bună seara, am auzit? Sigur că da. În timp ce statul român a cheltuit în ultima săptămână jumătate de milion de euro cu toate aceste costuri pentru a aduce în țară români care au plecat pe vacanțe de 700-800 de euro pe săptămână, taie, pentru că toate costurile necesită să iei din altă parte. Taie cei 7 lei pe zi pe care îi oferea unui copil de clasa 3-a să nu renunțe la școală. Asta arată cât de interesat este statul ca minim 5% din toți elevii anual să nu atingă clasa 8-a sau 100% interesul este să nu ajungă la liceu, pentru că sunt următorii noștri votanți. Crezi că există o politică în sensul ăsta sau mai degrabă dezinteres și incompetență? Nu există nicio politică oficială în acest sens, pentru că este o crimă. Cum să legalizeze așa ceva? Se face totul natural și se spală o mână pe cealaltă. Așa cum Recorder anunța aseară prin acel film că fiecare partid plătește televiziunea, dar mai pe dos, mai printr-o fundație, mai prin tot felul de intermediari. Intervine. Exact. Ei, așa face statul român. Ăsta este statul în care trăim. Ce mă deranjează pe mine este că, deși sume sau părți din această sumă de 200 de lei cât primea un elev de clasa a 3-a, a 4-a, pentru că ei au fost cei care sunt, ei sunt cei exact, care sunt afectați, da, poate ajungea la tata, la mama, care mai lua o țuică, mai lua foarte bine. Dom'le, dar dacă 10 din toată țara, 10 copii erau salvați și ieșeau din rândul celor care abandonează școala în mod natural, pentru că oficial nu ai cum, n-ai cu ce. Mă duc în opinci rupte, mă duc, dacă dau și pe transport, eu de unde îți mai dau de sandwich? Dacă 200 de lei însemnau atât de mult, înțelegeți cu cât de tare îi afectează pe oamenii. Foarte adevărat. Păi, trebuie atunci, să-ți spun, iartă-mă. Lucrurile stau în felul următor. De ce a existat o reacție a populației la ordonanța 13? Și nu a existat în cazul acestor măsuri. Ce este mai prejos că se lovește un copil de clasa 3-a decât că cineva urma să fure? De ce este mai prejos? Foarte adevărat. O țară fantastică. Iar lucrurile astea nu se vor schimba. Norocul acestei țări este că nu prea sunt avioane serioase zilele astea. Dacă ai că mi-au bilet și trebuie să plec. Bine, eu aș vrea să nu faci asta. Eu aș vrea să rămânem aici, să le transmitem copiilor, elevilor noștri, că au totuși posibilitatea de a schimba ceva. Și copilul dumneavoastră, copilul meu și al tuturor care ne ascultă, celor care au copii, le spun următorul lucru. Să luptăm pentru ce? Pentru Hexifarma, care la maxim un an de zile s-a repetat, pentru un incendiu de 6 ori pe an care se repetă, dom'le, se aude? Adică se înțelege? E logic ce zic eu? Tu îți dai seama despre ce vorbim? Da, este foarte adevărat. Adică în fața ochilor noștri. Pe de altă parte, iartă-mă, te întrerup o secundă, să știi că mă gândeam acum și încerc să fac un efort de memorie. În câte campanii electorale ai văzut cetățeni, alegători, care să ceară
o educație decentă, care să ceară modernizarea școlilor. Că eu mi-amintesc foarte bine, de obicei dorințele, nevoile noastre merg în zona autostrăzilor, de care sigur că da, este nevoie. Merg în zona, nu știu, politicilor sociale, măriri de salarii, de pensii, de care sigur că da, este nevoie. Dar n-am auzit mai pe nimeni înspre deloc cerând o școală modernă. Nu crezi cumva că este și reacția unui stat care a zis, dule, dar dacă nu vă interesează, păi nu vă dăm? Nu, este legătură directă cu paralela pe care o făceam. Eu ca stat nu vreau să termin. Cum să termin? Păi deocamdată costul meu la vot este fix 25 de lei. Tu, dacă termin, dacă intri la liceu, am trecut de milion. Dacă mi-ai ajuns și ai terminat liceu, m-am rupt. Mai terminat, eu nu mai pot să fac față, nu am cum să te mai cumpăr. Dar cu toți banii din lume n-am cum să te mai cumpăr, pentru că un anumit nivel de educație face ca oamenii să nu-și mai piardă coloana vertebrală. Și pot să mă lovești cu toți banii din lume. Există un punct al educației care pur și simplu te trezește la realitate. El nu vrea să ne trezim. Vorbeați de autostrăzi. Domnul Teodorovici spunea, cum să facem autostrăzi pe Moldova? Să vină corporatiștii să dea câte 400-500 de euro salariu, de unde ajungem? Da, faceți-o cu Dubaiu, tu trimiteți-o cu Dăncilă la parteneriat public-privat, faceți, mai amânați-o, mai faceți ceva, că ne nenorocim. Da. În timpul ăsta, Uniunea Europeană spunea, domnule, Moldova e de interes european, noi vă dăm banii ăștia, numai haideți să facem, să începem. Na, faceți studiu de vezabilitate, începeți ceva. Da. Păi să știți că eu ca moldovean, care face drumul ăsta de câteva ori pe an, să știți că cred că simt și văd cel mai bine de câtă nevoie au acești oameni din regiunea Moldovei de o autostradă, așa cum au nevoie și de o școală. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenția în direct aici la Academia Europa FM. Dragi prieteni, îmi propusesem cumva să abordăm mai multe teme legate de felul în care a început anul școlar și de inechitățile, de inegalitatea asta de șanse pe care, din nefericire, o vedem în rândul copiilor din România. Am senzația că ajungem așa cu două Românii, una bogată, care își permite școli moderne, meditații, profesori foarte buni și o școală care nici măcar nu îndrăznește să viseze la acest lucru. Care sunt soluțiile? Nu știu, o să le tot discutăm anul ăsta. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături în această seară. Nu uitați, în fiecare joi, Academia Europa FM. Seară frumoasă! Academia Europa FM. Creșterea alarmantă a prețurilor.